Salve tuturor, eu sunt Claudischi și bun venit pe canalul meu. Astăzi ne reîntoarcem cu o serie de TikTok-uri și o să reacționăm bombescu la ele. Bombescu la ele. Fără alte complicații și chestii de-astea plictisitoare, hai să începem, zic. Ok. Aoleu, nu, TikTok-ul ăsta l-am simțit la alt nivel, pentru că și eu am avut probleme cu spatele și încă am. Sincer, numai că acum trebuie să fac niște exerciții în fiecare seară ca să pot să-mi țin coloana la dreapta și înțeleg chestia asta, numai că n-am purtat niciodată corset, într-adevăr. Am făcut doar exerciții, cum am zis chiar acum, dar făceam zilnic, mă, frate, și gen, uneori chiar n-aveam chef și eram plictisit, dar dacă nu vrei să ajungi bătrân și cu baston și să stai doar în pat, gotta do it! And I said, that's not a camel, that's my wife. Aoleu, Doamne, hai să... De ce am râs? Hai să trecem mai departe. O să fie o fată care să zicem că nu e cea mai fin sau voluptoasă sau ceva de genul. Bă, oricum, cu corpul ăla, dragul meu, a găs cele mai bombă fete. În primul rând, pentru că nu corpul contează, personalitatea contează și pentru că, în al doilea rând, you rock, girl. You rock. Eu jucându-mă cu lanterna pe care o dăm. Ah, cât de epic! Cât de epic! Iubesc pisicele, da. Hai mă, și voi v-ați jucat cu pisicele și fix așa fac. Cu absolut orice. Pentru că pisicele au atenție mult mai sensibilă decât noi. Și la orice mișcare, el imediat se uită să vadă ce se întâmplă. E un instinct de supraviețuire, vă dați seama. Dar pentru noi... E super cute! Tata dracu mai așa, că n-am loc de tine. Că miros la o stricată, mi-e frică de tine. Perfect, realizat. Încă n-am făcut, mă, pe sunetul ăsta nimic, nu-mi vine nicio idee. Toate ideile sunt luate deja bune, nu vedeți? Și decât să fac ceva nașpa... Nu! Nu! E din burete, nu? E mașină normală! Deci mă lovește anxietatea. Hai să trecem mai departe. E cineva în spate. Da, știam dinainte. Ador challenge-ul ăsta. Dacă lungimea de 180 de centimetri a reprezentat vârsta ta, câți ani ai avea? E luat de la satana. Eu n-aș fi legal și nu aș putea să mă dau nici în carusele. Trecem mai departe. Oh, The Squad. The Squad. Șmecherichii mei. Ia uite, bă. Îi ador, bă, cu fiecare. Am avut și o parte în sfârșit. Am avut parte. Am avut ocazia să-i cunosc. Sunt șmecher, mă, toți. Sunt toți pe filmul lor. Și sunt toți ciudați în felul lor. E foarte, foarte amuzant. De unde a apărut al doilea picior? De unde a apărut al doilea picior? De unde? Șmecher, ce vreau să fac asta? Tare rău. Asta dacă ai prieteni coordonați, adică în cazul era clar. Cazul nostru mai avem excepții în brigada noastră TikTok. Se simt ei, nu-i nevoie să spună. Dacă te simți vreodată singur, stinge toate luminile din casă. Dă drumul la un film horror și îți garantez că nu o să te mai simți singur. Bun, asta mi-a plăcut, ce să zic. Bă, iubesc filmele horror și pot să zic că singura chestie de care mi-e frică cu adevărat, pentru că în rest... Ador să mă uit la filmele horror, sunt filmele mele preferate. În afară de Chucky, tot ce e legat de păpuși de porțelan, nu pot. Eu dacă, i-am spus și iubitele mele, dacă vreodată în viața asta să dau
de păpușă de porțelan, you are on your own, mă nene, gen, te las acolo, eu am plecat. Reste apări de rechin, de balauri, de mere stricate, de tot ce vrei tu, dar de păpuș, scuză-mă, am tulit-o. Cum te trimite mama la cumpărături? Ok. Gabi, te roagă mama, tu te și ia și tu un litru de ulei și o pâine, că restul ia tău ca de obicei. Ok. Și cum te trimite tata? Măi, putoare, dar nu vezi că măta nu are ulei, nu este pâine în casă și tu stai tătă ziua, mișcă-te cât ia mama ta. Clasic, clasic. Un TikTok relatable, clasic, bun și din câte văd foarte, foarte expresiv. Îmi place, îmi place. Salutare, astăzi o să vă arăt un truc pe care, sincer, maxim 2% din populația lumii. Ia uzi, hai să vedem. Să-l facă. Deci, sunt curios, hai să vedem cine acesta asta. Este nasul meu. Ok, evident. Și ăsta e al meu. Care stă pe fața mea și nu întreabă altora. Pe bune, frate miu, pe bune. Și eu care mă așteptam la cine știe, credeam că își despică nasul în două sau iese ceva din el sau își trage mucul până aici, după altă dată înapoi. Aș fi aplaudat pentru chestia aia, să știi, pentru faza cu mucul. Dezamăgit complet. A, lui Isu. Bă, nu pot zic că ascult manele la căști sau ceva de genul, dar când ascult, pun patos acolo, păi ca lumea. Și să mă vezi cum, eu nu știu să dansez ca lumea, ca lumea, gen full on, să mă duc. Dacă mă pui, hai că dansez acum, eu mă panichez și fac, nu știu, pe robotul sau fac așa Twitch-uri sau chestii de-astea. Dar pe manele e alt feeling, bă, vine de la sine. Hillary, what are you doing in my room? Nu pot să cred, deci vorbeam de păpuși de porțelan și... Te rog, te rog să nu mă scrie, te rog să nu mă scrie. Ce ți-am zis, măi? Ce ți-am zis să nu faci? Ce ți-am zis să nu faci? Aveți de unde era unul de cărți? Pe acolo, de pe floarul de venit. Ah, nu, da, era chiar acolo dumneavoastră. Doamne, ce tare asta. Am mai văzut asta pe undeva prin state, dar tot e mișto, tot e tip. Doamne, v-am scos dezastru de acolo. Nu, că m-am întrebat că... Doamne, v-am găsit stamper. Mă, de altceva. V-am găsit stamper. Mă, ce? Ele mănâncă cowboy-i și mie îmi place super mult cowboy-i. Uitați, spre exemplu, aveți pălăria asta aici de cowboy. Da, la prins, la prins. Păi nu, ți-am cu am eu. Băi, nu știu să fac și eu prank-uri, că m-am gândit. Dar nu prank-uri de alea nasole, așa, gen cute. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să vedeți și prank-uri gen pe canalul ăsta, pe TikTok. Nu știu dacă o să fac vreodată. Copilăria mea. Copilăria mea. Așa, deci asta e pentru toți frustrații care au spus că am spus că guacamole e un fruct. Bă, da, am greșit. Cine spune, mă, cine se la ia de mă, că guacamole chiar e fruct. Lăsați-mă în pace. Așa vrea el. Nu înțeleg de ce v-ați luat dacă nu ați înțeles. Exact. Deci, what the fuck? Fac pentru voi. Bă, Bulgaria. Bulgaria. Beyonce. Celebritate Beyonce. E. Fruct banană. Clar, clar. Brand Balenciaga, mm-hmm. Și animal... Bubuzul. Bizon. Bizon merge și bizon. Așa. În concluzie, nu vă mai luați de el. Pe TikTok suntem toți pașnici. Pașnici. Pașnic. Pașaman. Pașnici. Și da. Epic. Ah, am făcut și un video de asta și am stat, bine, am stat mult, am stat 15 minute să-l editez, dar am pus multă pasiune în el. A ieșit șmecher. E pe canalul meu de TikTok, e bomba rău de tot. Și da, acum ultimul video ca să încheiem frumos. Cât de clean a pe departe printre cele mai bune. Pe departe printre cele mai bune. Printre cele mai bune tranziții și edit-uri pe care l-am văzut. Foarte clean. Foarte clean. Mersi foarte mult că v-ați uitat la video-ul ăsta. Să nu uitați, vă rog frumos să lăsați un like, că mă ajută foarte mult, un subscribe dacă nu sunteți deja abonați aici. Și neapărat să apăsați butonul ăla de notificări. The bell. How do you call... Chestia aia în care dă cocoșatul de la Notre Dame.
care dă așa ca sudul, cum se numește. Vă v-ați prins voi, mersi foarte mult din nou și până data viitoare, un salve cât mai sănătos, băi.